Cetatea Mălăiești din comuna Sălașul de Sus a ajuns loc de petreceri cu muzică lăutărească și grătare. Mai mulți localnici s-au filmat în timp ce petreceau în curtea monumentului istoric și au postat imaginile pe internet. Ce place să mă petrece viața, să mă petrece dimineața, s-o nebunete roși toate, parcă m-aș iubi cu toate. Grav este că printre petrecăreți se afla atât custodele cetății, cât și membrii ansamblului de dansuri din localitate. Viceprimarul le ia însă apărarea și spune că monumentul nu a fost afectat. Mai mult, acesta precizează că petrecerea a avut loc în afara curții cetății, unde este construit un amfiteatru în aer liber. Potrivit viceprimarului, membrii ansamblului au venit aici să facă repetiții pentru Festivalul Narciselor. Au venit aici pe acest amfiteatru în aer liber, de lângă cetatea Mălăiești, că nu este în incinta cetății, au făcut repetiții la dansuri. Când s-au încheiat repetițiile, a fost ziua unei colege de-a lor și a unei angajate a primăriei. Și au făcut undeva la aproximativ 100 de metri, au făcut un grătar în partea undeva acolo, o petrecere privată, după ce s-a terminat repetiția la dansuri. Nu văd ce e rău în asta. Băiatul care a postat pe rețeaua de socializare pe Facebook, nu este angajatul primăriei, chiar atunci se dezbrăcase, că vă dați seama, după 3 ore de repetiții, miercuri a fost o căldură toridă, l-a prins cineva la bustul gol, se vedea pe fundal, în spatele la ăsta, se vedea și cetatea Mălăiești, s-a pus un fond muzical acolo, domnii zic că-s manele, eu nu le văd manele, că era fondul muzical de la repetiții. Cetatea de la Mălăiești reprezintă una dintre cele mai importante atracții turistice din țara Hațegului și a fost reabilitată în anul 2014 cu bani europeni. Fortăreața medievală a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIV-lea de familia de Cnezi Sărăcin la ieșirea din satul Mălăiești ca punct de apărare împotriva unor atacuri mai ușoare.